Caprioara, de Emil Cârleanu. Pe mușchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos, lângă ietul ei. Acesta și-a întins capul cu botul mic, cativelat și umed, pe spatele mamei lui și cu ochii închiși se lasă desmierdat. Căprioara îl linge și cu limba ei subțire culcă ușor blana moale mătăsoasă a ietului. Mama îl privește și în sufletul ei de fugarnică încolțește un simțământ stăruitor de milă pentru ființa fragedă căreia i-a dat viață, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care trebuia să se despartă chiar azi, căci vremea înțărcatului venise de mult încă. Și cum se uita așa, cu ochii îndurerați, din pieptul căprioarei, scapă un muget. Înnăbușit de durere, iedul deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare în picioare și pornește spre țancurile de stâncă din sare, printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo sus, e păzit și de dușmânia lupului și de iscusința vânătorului, căci pe muchiile prăpastiilor acelora, numai ele, caprele, puteau a se încumeta. Acolo l-ar fi știut lângă dânsa, dar până la ele erau destrăbătut în locuri pline de primejdii. Caprioara își zvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi îndrăznețe să încerce puterile iedului, și iedul îi se ține voinicește de om. Doar la săriturile amețitoare se oprește câte o clipă, ca și cum ar mirosi genuna, apoi se avântă ca o săceată și, behăind vesel, zburdă de bucurie pe picioarele subțiri ca niște lucere. Dar trebuie să scopoare, să străbată o pădure, ca să urce din nou spre țancuri. Căprioara contenește fuga, pășește încet prevăzătoare. Trece din poiană în poiană, apoi sub polți de frunze, pe urmă prin hrube, atunci de verdeață, până ce pătrunde în inima întunecată ca un iad a păturii. Și au mers mult așa, până ce au dat în sfârșit de un luminiș, iedul bucuros o ia înainte. Sărind, dar în aceeași clipă, căprioara se oprește, ca de o presimțire, adulmecând. În fața ei, pe sub o cetină, ochii lupului străluceau lacom. Un salt și iedul ar fi fost sfâșiat. Atunci căprioara dă un spiret adânc. Sfâșietor, cum nu mai scosese încă și dintr-un salt cade în mijlocul luminișului. Lupul, văzând prada mai mare, uită iedul și se repede la ea. Prăbușită în sânge la pământ, sub colții fiarei, căprioara rămâne cu capul întors spre iedul ei. Și numai când acesta, înspăimântat, se topește în adâncul pădurii, căprioara simte durerea, iar ochii îi se turbură de apă.